Zona de agrement Tătăraș din municipiul Suceava a fost redeschisă oficial sâmbătă în prezența primarului Ion Lungu și a cuplurilor care au fost sărbătorite la împlinirea a 50 de ani de căsătorie. Primarul Ion Lungu a ciocnit câte un pahar de șampanie cu cuplurile de aur în clădirea în care va funcționa cafeneaua, după care a făcut un tur al zonei de agrement. Am transferat gratuit de la guvern, la RIAPPS, odată guvernul în anul 2010, aceste iadele și 7 hectare teren de aici am transferat la primărie. Cu o investiție care a costat 1,5 milioane de euro, am făcut această zonă de agrement. Ea, sigur că cuprinde bazine de, pardon, două, atâta de zonasă, iazuri care au fost curățate, transformate în zone de agrement. Pe ele sunt, o să vizităm, bărcuțe, hidrobiciclete, baze sportive în partea de sus, acolo terenul de sport. Oamenii s-au arătat plăcut surprinși de cum arată zona, apreciind ideea primarului Ion Lungu de a mai face o zonă de agrement în lunca râului Suceava. Sunt bucuros că primăria Suceava și domnul primar Lungu s-a gândit să ne dea oarecare atenție, pentru că 50 de ani nu mult ajung să atingă această... să aniverseze 50 de ani de căsnicie. Ce se întâmplă? Na, în viața unui om, atunci când sunt doi, pot mai fi și păreri puțin diferite, dar dacă mai renunță unul, mai renunță altul, în înțelegere se poate ajunge. Noi n-am avut probleme deosebite niciodată, ne-am înțeles, am ajuns la acești 50 de ani, avem două fete, patru nepoate, bine realizate și fetele și nepoatele în curs de realizare, că unul student, două studente, două elevi, și sperăm să fim sănătoși în continuare și să trăim cât a dat Dumnezeu. De plimbarea din zona de agrement, cum? Da, e frumos. Eu știu zona, pentru că fiica mea cea mare stă undeva aici, în dreapta, are casă. Și știu zona încă de când se construia și am văzut-o, o zonă frumoasă. Bine că s-a rezolvat problema cu distrugerile care erau, că a început vandalizau, știi? Și este o zonă foarte frumoasă, o idee bună, zic, o idee bună și probabil că adică este bună și ideea cu Lunca Sucevi, care vrea să o realizeze acolo domnul primar. Sigur, acolo probabil că este și problema aceea cu inundații, dar se va rezolva. O idee bună.